Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soarele meu, Venus, ascendent, nodul nord, în săgetător. Etalare pentru aprilie, aproximativ, nu mai știu ce, 7 sau 8 aprilie, puteți să o considerați valabilă până pe 7-8 mai. Dar să știți că la nivel divin, etalări, nu etalările, da, etalările pot să dureze mai mult decât estimăm noi sau decât credem noi. Iar dau bețișoare pe fața de masă. Și îmi negresc unghiile. În fine, după cum vedeți, unele mesaje deja au venit. Ați primit egalitate. Egalitate. Și numărul 14. 14 este numărul pentru temperanță în tarot. Nu e gen de egalitate în justiție, tipic balanței, ci echilibru emoțional. Echilibru, vreți echilibru emoțional între două persoane, în parteneriatele pe care le manifestați. Interesant, probabil că energia feminină e foarte supărată. Foarte supărată, decepționată. Posibil că avea niște idealuri, că știi, că și eu am aici ceva la săgetători. Știu că săgetătorii sunt idealiști. Și un ideal în dragoste, în relațiile sale de suflet, probabil a fost afectat. Interesant cum apar cărțile aici. Apare sacrificiu cu numărul 40, apar ciclurile numărul 31 și adevărul, șacalul 44. Iar 4, văd iar 4, 4, 14, 40. 3 și cu 1, 4, interesant, și 44. Și apoi urmează 35, care înseamnă 8, iar de două ori 4. 4, 8. Se transformă relațiile, pentru că relațiile așa zis stabile sau se transformă ceva în casă, într-o formă sau alta. Ideea este că adevărul este, adevărul vă va transforma, adevărul este că v-ați sacrificat și voi și nu doar voi, majoritatea, da? V-ați sacrificat foarte mult în aceste cicluri, în aceste reîncarnări, în aceste lecții care nu se mai termină, care suferiți eventual, în relații atractive, foarte pasionale, dar care vă aduc mai devreme sau v-au adus mai devreme sau mai târziu decepții. Și am senzația că energia feminină, poate să fie și, o energie, și bărbat în energia sa feminină, dar eu spun așa, energia feminină, încă, e ceva în ea care speră, chiar dacă e supărată. Dar a întors spatele unei relații sau unor relații din aceste motive, decepțiile, da? Probabil că energia masculină a fost prea doritoare de control. Asta simt. Dar am mai simțit în timp ce mă uitam la imagine că posibil în momentul în care întoarce spatele, va veni cineva să schimbe situația. 4 și 1 înseamnă 5, înseamnă schimbare, da? Să schimbe situația într-o formă sau alta. Interesant, s-a oprit la soare și la 10 de cupe. Măi, și Marea Preoteasă. Intuiția vă spune că veți fi bine. Veți fi bine. Că meritați. Dacă eventual ieșiți din aceste probleme, din aceste relații în care poate celălalt n-a avut suficient timp pentru voi, prea mult pentru alte chestiuni, pentru responsabilități, pentru bani, pentru job sau pentru alte persoane, în momentul în care le întoarce spatele, nu lor musai cât relație și situații, apare altceva, vedem dacă are legătură cu nou sau este ceva care se transformă, că am vorbit de 8. De 4 și de 8. 4 este numărul împăratului. În fine. Iar tăceri, decizii, uite, sentimentul de trădare. În timp ce am amestecat, am văzut valetul de bâte și regele de spade. Probabil că unele dintre voi aveți copii cu un personaj mai rece, mai autoritar. Probabil. Săgetător, soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător, aprilie, aproximativ 2022, trecut 6 de monede, 7 de bute și împărăteasa. Pentru că vă place să vă zic?
14 este numărul temperanței, care e asociat săgetătorului. Și sunt deja două cărți care sugerează contracte, era să zic contacte. Poate sunt și contacte fizice, dar contracte și ideea de balanță, de balanță ca și zodie. Fine. În trecut, ori voi, ori altcineva, n-a avut suficient timp pentru voi, că tot am vorbit de această energie feminină. Interesant că și aici este alb. Și aici e alb. N-a avut suficient timp pentru voi la un moment dat în trecut. Și ați învățat eventual cu 7 de bătăi că ați putea să fiți voi aici ca și energie de foc. Ați învățat să puneți granițe personale și să stabiliți eventual niște reguli. Dom'le, în casa mea nu intri cu Xulescu, cu prietenii cu care îți consum timp mai mult decât cu mine. Zic și eu, dau un exemplu. Sau ăsta e locul meu, trebuie să faci, să joci ca mine sau nu neapărat ca mine, să respecti anumite reguli. Granițe personale, 7 de bâte. Și în momentul în care ați stabilit aceste lucruri, ați început să manifestați creștere, abundență, încredere în voi, dragoste în voi. În continuare, spânzuratul, 10 de cupe și 4 de spade. Dar v-ați sacrificat în aceste relații în care n-a fost egalitate. Ați sperat, dar nu a fost. Ați sperat. Sunt două cărți care sugerează speranța și idealul. Dar probabil că v-ați ales cu decepție, probabil, m-am mâncat sigur. Interesant că aici apare iar temperanța. Pentru mine cartea Eremitului, varianta mică, minoră și temperanța. În tăcere, vă vindecați și începe să creșteți spiritual. O să clarific. Dar vedeți voi, până la urmă, egalitatea și acest 10 de cupe care este central pentru această perioadă, sugerează că, de fapt, relațiile fericite sunt egale. Da? Nu se poate ca unul să dea mai mult decât celălalt sau unul să fie mai emoțional și celălalt mai puțin emoțional, unul să vrea controlul și altul să vrea să asculte. Nu, nu există așa ceva. 6 de spade. Vă eliberați totuși. E interesant, regele de spade pe care l-am văzut mai devreme și valetul de monede. Ne să dăm în continuare. Tragem cu ochiul, blocaj. Nu de pute. Și regele de pute. Și iar. Da. Și aici viitorul arată. Îmi permit mai multe. Mai îmi place să trag așa cu coada ochiului când văd că finalul e un pic mai neclar. În momentul în care vă blocați. Blocați. Pe cineva care vine cu oferte. Oferte prea mici pentru valoarea voastră. Valetul de monede și împărăteasa. Cu oferte prea mici. Și insuficient de emoțional. Că aveți nevoie. Aveți nevoie să vibrați. Aveți nevoie să fiți voioși. Da? Săgetătorii sunt optimiștii zodiacului, nu? În momentul în care blocați și intrați pe autoritatea voastră, intrați pe, vă recâștigați autonomia și încrederea în voi și inițiați eventual ceva nou, baletul de bâte, vă implicați în proiecte care vă hrănesc focul, pasiunea, creativitatea, probabil că celălalt o să se simtă mai puțin, o să se simtă părăsit, pentru că nu-i mai acordați atenție. Și cine se va simți părăsit, va încerca să vină, să exprime, de fapt, dragostea și împăcarea. Cu o fi altă persoană, posibil și asta să atrageți altă persoană,
Sunt patru, nu, trei. Trei regi. Unul rege rațional, altul foarte pasional și altul plin de emoții și de romantism. Posibil. Și asta, fiind împărăteasă, să atrageți mulți bărbați. Pentru că meritați, pentru că în voi sunt cele patru regine, da? Și zic că unele dintre voi, doamnelor, ați început acest proces, da? Că am vorbit de opt, de transformare, de adevăr, ați ajuns la un adevăr, vreți să ieșiți din ciclul acestea în care manifestați, ați manifestat, de fapt, da? Interesant, este împărăteasa și unul. Ați stat pe loc, patru, ați stat pe loc în relații contractuale sau dezechilibrate pentru niște tradiții, că patru înseamnă și tradiții, și în ultima vreme ați încheiat acest ciclu sau sunteți pe cale să încheiați și sunteți pe cale să deveniți, da? Împărăteasă. În ce sens? Să manifestați abundență, creștere spirituală, să manifestați ceva nou. Să creați eventual un nou proiect. Poate, dar nu m-aș concentra pe acest mesaj. Poate, unele vreți un nou copil, e alegerea voastră, dar haideți să vedem altceva. Interesant că la capătul setului de cărți e 9 de monede. Independența. Lupta pentru... Lupta, iar apar acum două energii feminine. Separarea de manipulări și de confuzii, că e o separare, dacă nu ați trăit-o, o veți trăi, dar e o separare. Eventual trezirea că v-ați păcălit, că ați înghițit niște gogoși. Da? Vă aduce vindecare și vă aduce dragoste față de voi. Interesant că am vorbit de regele de cupe. Începând să vă iubiți, că asta, împărăteasa reprezintă dragoste, începând să vă iubiți și să vă hrăniți idealurile și să vă detașați de aceste sacrificii fără rost, mergeți către conștiința valorii voastre. Regina de cupe și regina de monede. Mergeți către conștiința valorii voastre. Și această luptă de transformare va aduce o dorință de libertate. Și am spus că apare preîmpărăteasa. Bine, că nu sunt două cărți pentru același personaj. Dar putem vorbi despre un proces de transformare al unora dintre voi. Unele sunt mai avansate, altele mai puțin avansate. Aici este preîmpărăteasa și împărăteasa. Poate să fie împărăteasa ca și subiect de meditație. În prezent, meditați la cum este să fii femeie divină, cum e să fii conștientă de ceea ce meriți, de ceea ce ești, da? De latura ta, sau mai bine zis, de aspectul tău divin, de aspectul tău creator, că asta ne diferențiază, să zic, de alte ființe pe acest pământ, da? Hai să și clarificăm. Haideți să lăsăm așa totuși, că dacă e ceva. 6 de monede. Interesant că apare sacrificiu. 6 de monede. Balanță iar de două ori, cavalerul de bâte. Puteți să fiți voi săgetătorii într-o relație karmică. Probabil să fie și discuții și distanțe în această situație dezechilibrată. Dar interesant că apare într-un mod misterios, apare ceva, o energie. Ba e fericire, ba sunt lacrimi. Poate apare un copil secret la un moment dat? Hai să totuși să căutăm o singură carte. Apare un copil în secret pentru unii dintre voi? Auziți că... tot apare justiția. Căsătorie pentru mine sau contractul. Sau poate și una și alta. Contractul la locul de muncă, vreau să zic. Karma. Karma. Măi, și apare și o nouă dragoste. Asul de cupe și nouă de bâte. Apare o nouă dragoste a cuiva, a voastră, a persoanei cu care relaționați.
Și apare o luptă interioară în această poveste. Voi știți despre cine vorbesc. La un moment dat, unul pune granițe personale, celălalt învață să se iubească. Sau învățând să vă iubiți, puneți granițe personale până la urmă. Eventual, unul se iubește și altul e defensiv, pentru că mai are niște karme, mai are niște responsabilități. Împărăteasa. Deja se complică împărăteasa. Pentru săgetători. Părăteasa. Clarificăm împărăteasa. Regina de monede. Poate să fie soția cuiva sau mama copiilor. Și regina de spade, apare și regele de spade cu decepții, cu conflicte și cu un nou proiect. Eventual un nou job. Dar sentimentul ăsta de trădare. Cine se simte trădat în această relație? Voi știți. Semnul de pământ, semnul de aer. Unul dintre voi se simte trădat. Dar apare iar conștiința valorii, dorința de a vă iubi și e bine, dorința de a pune granițe personale în această situație complicată, dezechilibrată și eventual eliberarea de sacrificii. Hai să vedem. Clarificăm spânzuratul în prezent pentru săgetători. Ia uite! Prea multe sacrificii, prea multă trădare. Cine se simte trădat, cine se simte sacrificat, vrea o nouă lume, în adevăr, în creștere spirituală, poate la distanță, o nouă relație la distanță, pentru că sunt două cărți, probabil partenerul acestei doamne, probabil regele de monede, da? Descopere că a stat, da? Își dă seama, se renaște. Își dă seama că a stat într-o relație care i-a adus suferință sau insatisfacții. Zic și eu, regele. Așa apare, dar poate să fie invers energia, da? 10 de spade și spânzuratul. V-a săturat să stați pe loc? Interesant că în timp ce vorbesc, v-a săturat să stați pe loc? Cine s-a săturat? Voi sau cealaltă persoană, unul dintre voi s-a săturat să stea pe loc și să se sacrifice. Din motive eventual contractuale, religioase, de, eram să zic de proastă calitate, da? Ah, până la urmă tot am zis-o, da? Cine se simte sacrificat, vrea să zboare și să plece? Vrea să plece. Clarificăm 10 de cupe în prezent. 10 de cupe. Hai, pare că această poveste, într-o formă sau alta, se cam repetă în nuanțe diferite la multe zodii. Probabil că veți primi și voi confirmările dacă ascultați la, eu știu ce, la alte zodii. Dacă trăiți ceva similar... Haide, 10 de cupe, hai, te rog frumos. Ha. 10 de cupe în prezent. Marele preot. Și luna secrete, 9 de spade, judecata. Posibil e o căsătorie în care apar niște, cineva are niște aventuri, posibil, dar nu obligatoriu, așa, dar este o trezire. Trezire care aduce mare suferință pentru cineva. Pentru că sunt niște secrete în afara căsătoriei, măi. Dar mai dăm o carte pe 10 de cupe și marele preot. Marele preot. Marele preot. Da. E o dragoste. Cineva și-a întâlnit sau urmează să-și întâlnească sufletul pereche. După ce renunță la aceste sacrificii, la această durere. E o fericire meritată, interesant, pe diagonală această justiție. Într-un fel se face justiție divină, da? 5, 6, 7.
E o creștere, o evoluție. Se întâmplă de niște ani de zile, să știți, din 2020, 21, 22. Vă veți, interesant, regina de bâte și apare mai încolo regele de bâte. Vă veți reface energia după această situație, clar, vă veți reface energia, dar apare o dragoste. Oricineva la distanță vă iubește și vrea să vină spre voi, cu aceeași pasiune și cu aceeași dorință pe care simte că o aveți și voi în voi și să fiți fericiți împreună. Interesant. Dar își face griji, nu știe cum să vină, știe că sunt decepții și vrea să renașteți din regiță. Poate să fie cineva care își dorește împăcare, cum a zis mai devreme. Patru de spade, vă rog. Patru de spade, am văzut și luna. Meditați la secrete, la mistere, la frici. Nouă de monede, vreți să fiți independente. La independenți. Patru de spade. Patru de spade. Patrucuța. Patru de spade, te rog, nu sunt prezent. Vă vindecați oricum, vă puneți în ordine gândurile. Ups. Da, la trei de cupe meditați. Vă puneți în ordine gândurile și munciți eventual, vă transformați, munciți. Ori într-un nou proiect, cum a zis mai devreme, că vreți să faceți bani, vreți să fiți autonomi, da? Să aveți afacerea voastră, regele de bute are afacerea sa creativă, e creativ în felul în care face banii, să vorbim despre lucrurile astea, pe de-o parte. Dar e și transformare personală, interioară, da? Interioară. De a reveni pe piață, să zic, într-un mod strălucitor, într-un alt mod. Vă reinventați eventual unele dintre voi. Posibil meditați, voi știți pentru cine este, probabil că cineva în povestea aceasta a avut o aventură la locul de muncă, aventură, posibil și meditați pentru că au fost roata norocului, dar a fost suferință. Dar vreți să ieșiți? Cine vrea să iasă, vrea să iasă în această situație. Magicianul, da? Valetul de cupe, e o dragoste. E o dragoste. Dar mai văd? Da, e o dragoste care îl scoate pe celălalt din suferință. A cui este dragostea asta, voi știți? Puteți să fiți voi, să aveți aici planete, da? Judecata între trei de spade și asul de cupe. Ce poți să zici? Decât că vrei să renaști în vindecare. Și dragostea ne vindecă. Posibil cineva vrea să-și ceară scuze? Posibil. Și să schimbe energia? Dar, în primul rând, este vorba de voi. Ce vreți voi să schimbați? Șase de spade. Ia uite, nouă de spade. Lăsați în urmă grijile ca să mergeți înspre soare, înspre... Ia. Șase de spade, mai dăm o carte, fuga pe șase de spade. Hai, fuga. Șase de spade. Puteți să fiți voi sau altcineva care vrea să lase în urmă grijile, vedeți cărțile. Ați putea să fiți ambele persoane care vreți să vă eliberați, da? Șase de spade, nouă de spade. Ia uite, regina de spade. Și apoi apare regele de spade. Vreți să mergeți să vorbiți eventual? Sau cineva va veni să vorbească despre suferința sa? Despre niște, da, niște conflicte despre care nu știați în viața sa. Cinci de regele de spade, interesant. Regele și regina de spade. Regele de spade, eremitul și trei de monede. A fost tăcere? Posibil. Ia uite, minciun, triunghi amoros pentru unii, minciun cu soacul, șapte de spade și luna și conflicte sunt în sensul de... Cineva nu s-a implicat total pentru că sunt probleme. Sunt, voi le știți mai bine decât mine. E viața voastră. Și valetul de monede ce înseamnă? Deci... Poate să fie așa. Bă, eu m-am săturat să mă sacrific, să sufăr, da? Dau o variantă, da? Să mă îmbolnăvesc de griji din cauza acestei situații. Poate să fie și, am zis, e o relație la distanță pentru unii, dar nu obligatoriu. Și vreau să mă detașez. Vreau să-mi găsesc, să exprim acest adevăr că am suferit și vreau să mă eliberez de suferință.
Și apoi ambele cărți reprezintă tăcere, meditație, introspecție pentru reconstrucție. Eventual, vă gândiți la ce s-a întâmplat dacă a fost triunghi amoros, da? Posibil și asta. Asul de cupe și o nouă lume. Se va întâmpla o întâlnire sau o împăcare cu cineva, sau cu cineva care va învăța să exprime emoțiile și sentimentele pe care le are față de voi, sau vă întâlniți cu altcineva. Iată. Timp ce vorbesc, apare 9 de monede și valetul de monede. Independența aduce... E un nou capitol, da, renaștere. Un nou capitol. Clarificăm și 9 de bâte. Ce se blochează acolo? Ce blocaje reprezintă 9 de bâte? Ce reprezintă 9 de bâte exact? Ia uite. Un personaj care a vrut să vă controleze. Am vorbit de chestia asta. Blocați acest personaj, poate prea autoritar, care totuși n-a oferit stabilitatea pe care ați vrut-o, da? Cine e acest personaj? Vă știți mai bine. Poate să fie un soț care n-a fost corect. Posibil. Ia uite, 4 de monede. La care a juglat între lucruri secrete. Aventuri. Poate are și un copil în secret. Nu-mi place să zic lucrurile astea, dar probabil că pentru unele dintre voi e adevărat. Și regele de bute. Cine e regele de bute? Sperăm că e cineva nou la regele de bute. Regele de bute. Că apare și regele... Regele de bute interesant. Regele de monede. Dar care? Interesant. Ar putea să manifeste ceva nou. Vrea să schimbe energia. Vrea să iasă din această energie toxică. Poate există... Da. Are mult ego pe care trebuie să-l vindece. Eventual a rănit multe inimi. De dorința de schimbare. De victorie eventual în secret, de a manifesta ceva nou. Ce vrea acest rege de... am zis că vrea să fie stabil. Interesant, e o schimbare a cuiva. E o schimbare a cuiva. Mai dăm o carte pe regele de bute. Da, vrea să aibă victorie. Am zis, pentru unele doamne care se eliberează de situația prin care pe care am povestit-o, va veni. Va veni cineva să schimbe... Da, să schimbe situația. Au fost manipulări acasă, măi. Au fost manipulări. Acum acest nou, acest as de monede, poate să însemne foarte multe. Foarte multe. E un început, o oportunitate care aduce spor și stabilitate. Se va manifesta în mod diferit de la unul la altul, da? În principiu, interesantă etalarea voastră și ca la toată lumea, e un sfat pentru săgetători. Restul, voi trebuie să vă înțelegeți mesajul, am citit cărțile. Săgetător în sfat. Sunt multe. Shine. Străluciți, am zis de la început, străluciți. Așa și verificați realitatea. Da, aici o dezamăgire, aici în aceste conflicte, deci contracte. Poți să fii și la locul de muncă, neapărat în căsătorie, nu vreau să vă sugerez musai că... Dar voi știți mai bine ce se întâmplă, da? Acum, dacă, go deeper, da, energia scorpionului, duceți-vă în profunzime și fiți real, fiți autentici. Da? Aprofundați situația. Vedeți ce vă doare, dacă merită sacrificiu, dacă nu merită. Trebuie să fiți autentici, trebuie să străluciți. Nu se poate să stați în umbră. Nu degeaba, am zis că e o persoană... în primul rând, e o persoană supărată. Dar va veni cineva. Ar putea să fie persoana din trecut doritoare. Sunt două, iar văd două ca și la zodia anterioară. Oricineva din trecut, ori o persoană nouă.
vrea să vă cucerească. Ia dă-mi o carte pe regele de cupe, că văd că acolo e o împăcare. Dă-mi o carte pe regele de cupe. Deci avem toți regii până la urmă. Șapte de cupe și... Chiaric. Așa, mai dăm o carte. Magicianul ajunge la capătul setului de cărți. Regele de cupe, șase de cupe și mai ce? Pentru regele de cupe e o opțiune, are multe opțiuni. Probabil că dintre ele alege să se împace cu voi, dar am văzut totuși magicianul. Încă nu pare stabil. Ia, mai dăm o carte pe acest rege de cupe. Hai, făcuța, că vine amica la pregătire. Okidoki. Ah, steaua. Nu prea are speranță. Nu prea are credință, încredere. Nu s-a vindecat de niște opțiuni. O, da. Deci își dorește împăcarea cu voi. Vrea să exprime acest rege de cupe, acest personaj sentimental, romantic, probabil. După ce se simte abandonat, voi știți cine e acest personaj. De cât timp e așa, se simte abandonat, de cât timp vă urmărește. Dar va dori să comunice că ține la voi, că vrea împăcare, dar n-are încredere pe de-o parte. Visează, eventual, visează la voi, dar are și multe opțiuni pe care nu le-a vindecat, de care nu s-a vindecat. Da? Ar trebui să se transforme, rămâne de văzut, e la distanță situația pentru unii, dar acest nou capitol ar trebui să transforme acest personaj sau relația dintre voi, karmică, într-o direcție bună, rămâne de văzut. Fiecare ce face și vorba de munca personală, da? Deci iar și pentru voi sunt două persoane în preajmă. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați găsit mesajele, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, numai bine, ceau, ceau! Pa!